O campioană mondială la karate vrea să fie noua Cristina Negu. Ea îmbină procedeele de la karate cu handbalul. Pe lângă asta, fata urmează și o carieră militară. MEDEA are 16 ani și într-o singură lună a devenit campioană europeană și mondială la karate. Între timp s-a îndrăgostit și de handbal. Aplici procedele de la karate pe semicer? Câteodată. Da, se mai aplică, adică este tot un sport de contact. Ai o handbalistă preferată? Cristina Negu, ca oricine. MEDEA n-are timp liber. E elev caporal la colegiul militar și vrea să urmeze și o carieră în modeling. Cariera pe care mi-am ales-o pe plan militar se aseamănă mult cu sportul pentru că contează disciplina foarte mult.